Un profesor a fost surprins sărutând cu pasiune o elevă chiar în timpul orelor de curs. Colegii fetei din clasa 9 au filmat totul și au postat imaginele pe rețelele de socializare. S-a întâmplat la Liceul Tehnologic Sighetu Marmației în timpul unei ore de engleză. Potrivit colegilor fete, se pare că profesorul i-ar fi cerut acestea să-l sărute ca să primească notă de trecere. Ulterior, profesorul și-a dat demisia. Adriana Meșter, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, a sesizat poliția în acest caz. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și conducerea Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației au declanșat anchete după ce a fost postat un filmuleț video cu un profesor de engleză al liceului și o elevă de 15 ani aflată în clasa 9. A avut loc o discuție cu profesorul respectiv care a recunoscut, a declarat Adriana Meșter. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, eleva și colegii săi vor beneficia de consiliere psihologică. Profesorul avea o vechime de 10 ani în învățământ și era titularul catedrei de engleză.